Elena a mers singură la cinema. Soțul ei a spus că se va întoarce târziu de la serviciu, iar mama a refuzat invitația, spunând că o doare capul. Ei locuiau în același apartament și nu era de mirare că Tamara Ilinichna se afla în dormitorul alăturat. Deja în cinema, fata se simte neliniștit. Ea a alunecat cu grijă până la ieșire pentru a nu deranja vizitatorii să vizioneze filmul. În bufet o strigase administratorul. Îmi pare rău, dar ați achitat biletul și nici măcar nu v-ați uitat la film. Fata nu a vrut să zăbăvească, așa că a răspuns de mers. Nu e mare lucru, data viitoare va veni să-l văd. Pe stradă a încercat să cheme un taxi, dar toate mașinile trăceau în grabă pe lângă ea. Apoi a apărut același administrator și s-a oferit să o conducă până acasă. Elena nu a refuzat, mai ales că se grăbea. Să nu credeți că ajutorul dumneavoastră este atât de important pentru mine, dar ați apărut în momentul potrivit. Eugen, așa se numea administratorul. A zâmbit și a răspuns. Totul e în regulă. Nu am nicio intenție. Doar am văzut că vă grăbiți. Dar și eu tocmai trebuie să plec. Am niște chestii de rezolvat. În mașină, acesta pornise muzica, pentru a nu fi plictisitor. Dându-și seama că fata s-a aprofundat în problemele sale, nu a deranjat-o cu întrebări. Au mers cu mașina până la casa în care locuia Elena timp de jumătate de oră. Draperiile erau trase la ferestre, dar fata și-a mintea perfect că ziua ei nu le trăgeau niciodată. În capul ei au apărut gânduri ciudate, precum soțul s-ar fi întors mai devreme acasă și ar fi adus o altă femeie. Eugen aștepta ca Elena să-și vină în fire și să spună că poate pleca. S-a dovedit că în tot acest timp ce se gândea, el nu s-a clintit. A trebuit să-și ceară scuze pentru că l-a reținut pe Eugen. Scuză-mă, dar mă gândeam la ceva. Ies chiar acum din mașină. Tipul o luă de mână și o privi atent în ochi. Ai o asemenea impresie de parcă te-ai grăbit spre un incendiu. Elena a vrut să-i spună că a greșit, dar s-a oprit imediat, pentru că comportamentul ei ciudat a trădat-o. Coborând din mașină, fata a observat că draperiile erau trase înapoi și cineva a trecut pe lângă geam. Eugen a întrebat-o încă o dată. Ai nevoie de ajutor? Dacă da, atunci contactează-mă. Sunt bucuros să-ți ofer sprijin întotdeauna. Elena a crezut că tipul cochetează cu ea, dar nu i-a răspuns. La intrarea în bloc, ea se întoarse, ca să se asigure că Eugen plecase. Acesta nu așteptase desfășurarea evenimentelor și deja rula din curte. Lângă apartament, Elena s-a oprit și început să asculte la ușă. La prima vedere, niciun zgomot nu se auzi. Dar era alarmant. Chiar dacă Pavel nu s-a întors încă de la muncă, atunci mama trebuie să se ocupe cu ceva. Introducând cheia în broască, fata deschise ușa. Lângă dulapul de încălțăminte erau pantofii soțului ei. Deci Pavel e acasă. Atunci de ce nu a ieșit să mă întâmpine? Din camera se auzi un zgomot. Apoi a apărut mama. Era dezordonată și își încheia halatul din mers. Elena bănui că Pavel nu se plictisise în lipsa ei. Tamara Ilinichna nici nu s-a obosit să se explice, dar s-a salutat. Bună, de ce intri atât de liniștit? Nici nu am observat cum ai ajuns. Fiica a fost șocată că mama ei spunea așa de calm că a fost ocupată cu soțul ei. Pavel a ieșit din dormitor, dar arăta cam ciudat. Somnoros și îmbrăcat în haine, ceea ce clar nu indica că a fost ceva între ei. Pentru orice eventualitate, fata a întrebat cu ce acesta era ocupat. Să înțeleg că ai venit acasă de la serviciu mai devreme, dar nu văd un zâmbet fericit. Se pare că eu aici sunt deprisos. Soțul a ieșit în sfârșit din starea lui de somn. Stai, despre ce vorbești? Sunt acasă doar de o oră și deja începi? Elena l-a ascultat pe Pavel și nu-i venea să creadă că acesta găsește atât de ușor scuze. A trebuit să folosească întregul arsenal de presiune asupra soțului său. Cum adică o oră? Și de ce nu ai venit la cinema? Neînțelegând spre ce se conducea, soțul a început să-și spună scuze. Știi, când am ajuns acasă, mama ta mi-a oferit un ceai și niște chifle. După ele m-am copleșit și am adormit foarte repede. Dar cu siguranță mi-amintesc că m-am întors de la muncă acum o oră. Privind-o pe mama sa, Elena a așteptat o explicație. Mă întreb ce fel de ceai este orea acela de la care oamenii adorm. Tamara și-a dat seama că fiica s-a încercat să o ducă la o apă curată și a decis să-și propună propria ei versiune. Am cumpărat ceai de plante azi. Poate că Pavel a dormit din cauza lui. Elena și-a dat seama că mama sa nu a terminat de vorbit și a continuat. Atunci ce făceai în dormitorul nostru? Tamara ezită. Alegând cuvintele potrivite, abia a reușit să răspundă. Păi, m-am hotărât să văd ce era acolo cu ginerele meu. A adormit și după aceea n-a mai apărut. Așa că am intrat în camera voastră să mă asigur că e bine. Dar Elena nu credea că mama ei tocmai a mers acolo. Cel mai probabil a vrut să o folosească pe Pavel în scopurile ei insidioase. Pentru că nu este prima dată când Tamara înființează soțul. Acum o săptămână, Pavel se întorce de la muncă, iar mama soacră lui i s-a aruncat în gât chiar în curte. Elena a început apoi să fie indignată, dar totul a devenit rapid limpede. Tamara a trebuit să-l facă gelos pe iubitul său și aceasta i-a reușit.
Din moment ce soțul ei a ascultat apoi multă vreme insulte furioase în adresa sa, ba chiar a trebuit să-și convingă iubitul pentru ca acesta să înțeleagă totul. Mama a promis că nu va mai face una ca asta și iată că din nou s-a apucat de peripeții. Elena nu a încercat să afle de ce mama ei făcuse aceasta. A decis să ajungă singura la fundul adevărului și abia apoi să rezolve problema conviețuirii. Pavel s-a dus la baie, iar fata s-a așezat să vorbească în detaliu cu mama sa despre comportamentul acesteia. Tamara a negat mult timp, până când a recunoscut. Fiica mea, trebuia să atragă atenția unui bărbat. Elena a decis că mama ei îl folosea pe Pavel ca simulator. Dar de ce ai nevoie de soțul meu? Mama era puțin stânjenită, dar a răspuns. Am vrut să fac poze pe fundalul lui, dar Pavel s-a trezit și a trebuit să nu mai fac poze. Fiica a fost surprinsă de asemenea mărturisire. Cum adică? Doar nu vrei să-mi spui că mi-ai păzat soțul pentru plăcerile tale? Tamara a zâmbit și a spus. Nu e chiar așa cum crezi, dar acum atractivitatea mea este la maxim. Pavel a ieșit din baie și a invitat-o pe Elena să meargă la o cafenea. Cred că ar trebui să luăm puțin aer. În plus, te-am înșelat cu filmul, așa că trebuie să-mi repar greșeala. Aici mama s-a animat. Dar nu vreți să mă luați cu voi? Nu o să vă deranjez. Voi stau undeva pe margine și voi servi o cafea. Elena clătină din cap. Nu, mamă, e suficient că a intrat din nou în relația noastră. Mama s-a uitat tristă la genierile său, dar el a fost neclintit. Nu vă pot ajuta. Soția mea este totul pentru mine și voi face cum zice ea. În cafenea au rezervat deja o masă cu acces la terasă. Lui Pavel îi place să servească cafea în aer curat, dar nefiind adept al drumețiilor, a ales condiții mai favorabile pentru a se relaxa cu soția sa. Elena și-a comandat o înghețată, dar înainte de a începe să o mănânce, a decis să-i pună soțul o întrebare. Nu înțeleg, cum ai acceptat să bei ceaiul mamei mele? La urma urmei, tu te iarzi deja de o experiență neplăcută. Sau ai uitat cum ți-a tras o țeapă cu iubitul său? Soțul împise într-o parte ceașca de cafea și a răspuns. Ba nu, acel caz încă nu mi-a ieșit din cap. Dar de data aceasta n-am observat prinderea. Nu mai observasem că mama ta trimitea constant mesaje cuiva la telefon. Elena și-a dat seama că mama s-a construit din nou un plan viclean. Dar cine este acum sub ținta ei? Acel iubit care a intrat în jenă și a părăsit mama o săptămână mai târziu. Kellnerul a adus ciocolată fierbinte și a pus-o pe masă. Elena trase ceasca mai aproape de ea, dar nu se grăbea să o bea. Pavel a observat că soția lui era îngrijorată. Cu siguranță n-am avut nimic cu ea, ca să nu te gândești la aceasta. Singurul mod în care te pot ajuta este să instalezi o aplicație la telefonul mamei tale. Acum voi ști exact cu cine comunică și ce site-uri vizitează. A fost o idee bună și fata i-a cerut soțului ei să nu ezite. Mâine o duc pe mama la salonul de frumusețe și o să încerc să o fac să-și uite telefonul acasă. Soțul a fost uimit de asemenea evident invitate. Ei bine, ești un conspirator bun. Deci, când plecați, atunci o să instalezi aplicația. Dar ține cont de un lucru. Eu nu răspund de rezultat. Elena și-a încrețit fruntea și a întrebat. Vrei să spui că nu voi afla adevărul? Pavel și-a dat seama că soția lui interpretase greșit cuvintele și a decis să clarifice situația. Nu mai înțeles corect. Vei afla adevărul, dar îți va plăcea eloare. Asta am vrut să spun când am vorbit despre rezultat. Acum era clar că întreaga viața mamei sale avea să devină clară și nu va fi nevoie să scoți din ea informații fir cu fir. Fata a fost fericită, pentru că pentru prima dată a avut ocazia să o pună pe mama sa la locul ei. După cum a promis, și-a dus mama la un salon de frumusețe. Iar în timp ce se grăbeau, femeia uitase telefonul acasă și a amintit de el doar o mașină. Poate ne întoarcem, dar dacă mă va suna cineva. Dar fiica ei a liniștit-o. Ei bine, dacă cineva are nevoie de tine, cu siguranță te va găsi. Tamara și-a pierdut vigilența pentru o vreme. Timp de 2 ore, ea nu a fost acasă. Pavel a reușit să pună programul de urmărire pe telefonul Tamarei. Revenind, mama nu a bănuit nimic când a ridicat telefonul în mâini. Vai, nu m-a sunat nimeni. Au uitat complet de mine. Deși le-am scris recent. Despre cine vorbea ea, Elena și Pavel nu întrebau. Erau mai interesați de ceea ce aveau să vadă mult mai târziu. După salon, Tamara a devenit visibil mai drăguță. Chiar și fiica ei a oferit un compliment. Vezi? Acum poți avea romane cu tineri iubiți. Pavel a decis că va trebui să aștepte 2 zile, deoarece soacra era puțin probabil să comunice cu cineva astăzi. Elena a fost de acord cu el, dar i-a spus. La prânz o să trec pe acasă și vom vedea împreună ce face mama mea acolo. Dimineața, fata a plecat la serviciu și Pavel a sunat un prieten și a mers la o întâlnire cu un client. Soțul ei este angajat în vânzarea de bunuri auto pe internet. Nu i-a fost greu să-și aranjeze programul astfel încât să fie acasă la momentul potrivit. La prânz, Elena a venit acasă. Mama tocmai plecase cu niște treburi în oraș. Puteau să vizioneze în secret videoclipul, mai ales că Pavel s-a întors la timp de la serviciu. În cameră, acesta a pornit laptopul și a început să configureze ceva. În sfârșit a apărut pe ecran o imagine. Surprinsă, Elena aproape că a căzut de pe scaun. Se pare că mama s-a navigat în mod activ pe rețelele de socializare. Nu pare să fie nimic ilegal, dar pe ecran a apărut chiar un videoclip în care Tamara făcea poze cu Pavel. Soțul s-a întins pe pat, a adormit, iar mama la ce vreme lângă el a făcut poze și în cele mai obscene forme. Elena
Elena a avut senzația că este pregătită pentru această întorsătură a evenimentelor. Pur și simplu nu înțeleg una. De ce ar trebui să-l tragă pe Pavel în jocurile ei? Pavel era și el în șoc. Iată de ce mi-e feră ceai de plante. Avea nevoie de fotografii cu un tânăr, dar ținând cont că eu nu i-aș permite, doar m-a adormit. Cei doi s-au uitat unul la altul și a dat din cap în semn de acord. Cred că merită să vorbești cu mama. Ar trebui să-ți explice comportamentul său. Vocea Tamarei se auzi pe hol. Cine este acasă? Elena a fost prima care a ieșit să o întâmpine. Salut! Îmi poți spune ce înseamnă acest video? Fiica și-a luat mama în dormitor și a arătat către monitor. Femeia s-a dat îndelung la sine, apoi a spus: de ce mă urmăriți? Nu am nimic de ascuns, dar viața mea personală nu ar trebui să vă preocupe. Pavel s-a apropiat de socra lui și a întrebat: spuneți-mi, este vrednic de o astfel de femeie bărbatul pentru care faci toate acestea? Tamara s-a indignat, dar a răspuns totuși: este un băiat bun, spune că mă iubește. Dar acesta a fost doar începutul la ceea ce a vrut să spună mama. Ea a recunoscut că a făcut o poză specială cu Pavel. A vrut să atragă atenția iubitului său cu un farmec al său. A fost de acord cu întâlnire și astăzi a fost la el în vizită. Elena, pentru orice eventualitate, s-a hotărât să o întrebe. Sper că nu i-ai dat bani. Mama a lăsat capul în jos și a răspuns: puțin, doar 10.000, ca să rezolve problemele cu afacerea sa. Dar Victor a promis că îmi va întoarce totul, pentru că are o companie solidă. Fica și ginerile ei au avut nevoie de câteva zile pentru a-l găsi pe ghinionicul iubit. Cu toate acestea, nu erau bani la el, precum și afacerea mult laudată. Tamara a învățat o lecție amară și nu a mai comunicat cu bărbații pe internet. Fica nu-i mai ține nicio pică, pentru că și bea mama, deși se strictă cu ea. Pavel și-a iertat socra pentru pozele făcute, dar a curățat totul bine pentru a nu-și compromite numele.